Mulțumim mult pentru cel ce părinte profesor, pentru toată dragostea și disponibilitatea și deschiderea cu care ați venit, cu care ați răspuns și de această dată invitației noastre și ați onorat-o, iată, pentru a doua oară. Vă așteptăm și cu alte dăți, cu alte prilejuri, în alte ocazii. Salut prezența în mijlocul nostru și al preacuviosului părinte Tit de la Mănăstirea Crasna, tânăr și sfinția sa, și la propriu și la figurat. Totodată salut și prezența părintelui Mihail. De sfinția sa vorbea părintele Daniel mai înainte, că a fost o excepție la hilotonie. Eu zic că n-a fost o excepție pentru că este tânăr, chiar dacă uitându-ne în cartea de identitate, are undeva trecut peste 50 de ani. Ca vârstă biologică, altfel este tânăr din punct de vedere spiritual, dinamic și pururea prezent cu noi aici, în mijlocul nostru, la toate evenimentele, manifestările și acțiunile noastre, sau activitățile noastre ale bisericii. Înainte de a vă da voie să puneți, adică aveți voie, sigur, să puneți întrebări, de a vă da cuvântul, deci, aș vrea să vă anunț că de astăzi, într-o săptămână, avem ultima seară duhovnicească din acest sfânt și mare post al Paștilor, tot la ora 19, tot aici la biserică, când va veni părintele Silviu Tudose, colegul și de catedră, de facultate, dar și de biserică, de parohie al părintelui Vasile Crețu. Este vorba de părintele paroh al Bisericii Sfântului Lei Gorgan, unde slujește și părintele Vasile Crețu, și care ne va vorbi despre perioada binecuvântată a Triodului, această perioadă specială a Sfântului și Marelui Post și a acestui răstimp duhovnicesc, bisericesc, special, deosebit din punct de vedere liturgic, numit al Triodului. Și totodată ne va vorbi despre post, despre sfintele slujbe specifice acestei perioade a Triodului. Practic ne va da răspunsuri la multe din întrebările noastre vis-a-vis de sfintele slujbe ce se oficiază în această perioadă și care sunt slujbe speciale, aparte, care se săvârșesc doar în această perioadă a Triodului sau a Sfântului și Marelui Post. Așadar, vă așteptăm lunea viitoare, la ora 19, părintele profesor Silviu Tudose. Nu mai avem altă seară duhovnicească până luni, 20 aprilie. Deci, după săptămâna luminată, va veni domnul profesor Ion Marian Croitoru. Și el a fost și anul trecut profesor la Facultatea de Teologie a Universității Valahia din Târgoviște, profesor de patrologie, doctor în teologie la Universitatea din Atena, ucenic al părintului profesor Georgios Metalinos și care ne va vorbi despre învățătura Sfântului Ioan Gură de Aur despre pocăință, fiindcă ne aflăm în anul jubiliar al Sfântului Ioan Gură de Aur, dedicat Sfântului Ioan Gură de Aur. Aceea va fi, deci, luni 20 aprilie la orele 19. Celelalte seri duhovnicești vă vom ține la curent când le vom organiza și cu ce invitați vom avea aici și sigur cu ce temă sau pe ce temă. Părinte profesor, credeți sincer că s-a încheiat campania împotriva orei de religie? Totodată credeți că vocea laicatului de acum, una destul de activă, de concretă, de consistentă, dacă vreți, ar fi bine să se audă mai des, să fie, dacă vreți, provocată sau convocată sau chemată la o cooperare în sprijinul bisericii mai des, în diferite alte împrejurări sau în diferite alte ocazii din acestea. Bună oară și alaltă, el s-a văzut implicarea laicatului și în acest an, la Marșul pentru Viață. Deja a ajuns la câteva ediții, inclusiv aici în București, și care s-a dezvoltat pe an ce trece tot mai mult și tot mai bine, s-a organizat tot mai bine. Credeți că se aude suficient de mult, deci, vocea sau implicarea sau contribuția laicatului în cadrul bisericii? Pentru a fi ajutată biserica, apărată, mărturisită, propovăduită?
O să răspund mai întâi la a doua întrebare, pentru că este mai proaspătă, minte. Sigur că această criză a orei de religie a dat posibilitatea bisericii să iasă oarecum din, când vorbesc de biserică, mă gândesc la unii diriguitori și la unii oameni care au în mâini destinele acestei ore, a dat posibilitatea să iasă, dintr-un anumit turn de creștar sau de fildeș, într-o anumită mentalitate de birou, și să ajungă la concluzia că cei mai credibili oameni pentru a-i convinge pe părinții celor 2.300.000 de copii care sunt înscriși din clasa 0 până în clasa 12, să-i convingă de utilitatea acestei ore prin faptul că cei care apăreau în acele clipuri, fie că a fost vorba de Dan Buric, de actori, sigur, față de anumiți cântăreți am și eu rezervele mele, dar fiecare actor, să știți că n-a apărut acolo întâmplător sau personalitate din spațiul public. Și se adresa unui segment de vârstă. Așa cum Sofia Bicoveanca se adresa, în principiu, categoriei 70-90-100 de ani. Bunici care ar fi putut influența pe copii care ar fi putut influența pe nepoții acelor bunici ca să urmeze ora de religie. Acum, procentul acela de 90% la prima vedere pare un fel de referendum. Însă, dați-mi voie să spun că este un fel de victorie fragilă. Eu consider că mulți părinți au făcut cereri pentru ora de religie pentru că se aflau într-o situație foarte delicată la fix jumătatea unui an școlar. Anume, nu aveau ce să ofere în schimb copiilor pentru ora de religie, adică nu exista alte discipline la care ar fi putut participa. Trebuiau să fie supravegheați în biblioteca unei școli. Nu toate școlile au biblioteci. S-au lăsat pe culoare, ceea ce era complet de nedorit. Și așa încât mulți, deși au avut anumite îndoieli în privința prestanței unor profesori, sau prestației, mai bine zis, a unor profesori de religie, privința metodei de predare, privința utilității unor informații transmise prin ora de religie, au preferat să facă pasul acesta. Eu cred că adevărata dezbatere va fi în vară, pentru ceea ce va începe din toamnă, pentru la toamnă. Acum este mai mult un moment de repoziționare, ca, știți, ca un fel de bătălie între două tabere. La un moment dat se dau primele atacuri, se văd metodele folosite și armele folosite și la un moment dat se repoziționează. Intervine așa un fel de armistițiu, de moment de respiro, astfel încât fiecare să-și dea seama de capacitatea de luptă a celuilalt. Din mai cu seamă, mă iertați de intervenție, mai cu seamă că Emil Moise a declarat public că ei nu se vor opri aici și acum. Că vor continua campania. Cu alte cuvinte, deci nu, noi să nu cumva să avem tendința sau tentația de a dormi pe laurii acestui procentaj de 90%. Care pare foarte radios la prima vedere și foarte sincer, așa, autosuficient. Părintele Arsene Papacioc, iertați-mă, avea un răspuns, o replică, într-un context dat. Ce drag, o lucrare cu nota 9 niciodată nu e de 10. Și totodată, apropo de tineri, legat de subiectul acestei seri, acestei întâlniri, ce frumos spunea Părintele Arsene Papacioc, dacă tinerețe ar ști și bătrânețe ar putea. Da. Avea el acest joc de cuvinte. Da. Este total dezechilibrat războiul, dacă ar fi să folosim acest cuvânt, poate ușor exagerat. Războiul dintre apărătorii sau susținătorii orei de religie, mii, sute de mii sau chiar milioane. Deși unii sunt mai tăcuți, mai puțin vocali, nu? Așa ne este felul. Și cealaltă parte a balanței, formată din 3, 4, 5 oameni la vedere. Nu știm că sunt în spate. Sigur că anumite instituții ale statului știu asta și probabil ar fi fost cazul să ne spună și nouă ce fundații, ce mișcări oculte îi susțin pe acești o mână de oameni. Apropo, multă lume întreabă sau se întreabă, chiar retoric, cum dorește a reușit o asociație, fie ea și ASURU, să ne îngenuncheze și să ne aducă în stadiul acesta? Are 12 oameni ASURU. Exact. Împotriva unei populații, a unui popor majoritar creștin-ortodox din această țară. Apropo, aici au fost lezați nu doar ortodoxi, și greco-catolici, și romano-catolici, și ceilalți de alte confesiuni sau culte. Da, adică când am zis numărul de 12, m-am gândit la membrii, printre care cei mai vocali, Renuncene, Emil Moise, Toma Pătraș, Smaranda Enache, și din când în când mai apar prin teritoriul pe aici, pe acolo, un președinte al Consiliului Național al Elevilor. De unde? Din Constanța,
în același județ, de unde avem un deputat independent, pe nume Remus Cernea. Da? Deci, legătura se poate face. Unde e Emil Moise. Unde este Emil Moise, da. Voiam mai să adaug ca o întregire, că să nu scăpăm din vedere că acești oameni nu au scrupule, nu au nicio reținere, nu au ce pierde. Și evident că din aceste rezervă un respect pentru tradiție, pentru zestrea neamului și așa mai departe. Acestea sunt caracteristici care sunt specifice ateului. Ateul ce înseamnă? Înseamnă un om care nu este al lui Dumnezeu. Un om care nu este al lui Dumnezeu, al cui este? Deci omul care este al altcuiva decât al lui Dumnezeu, nu iartă pentru nimic. Ăla care este din tabăra respectivă, pentru atât păcat, este în stare să distrugă. La Îngerii cei buni și la Bunul Dumnezeu, la care și noi, cel puțin așa, știm că suntem vrujitori, este tocmai invers. Pentru o faptă bună, măruntă, cât firul de păr, toată cohorta Îngerului Dumnezeu apără acea entitate, acel suflet. Deci, aceia care sunt așa de împotriviți, chiar dacă sunt în minoritate, ei au această cerbicie. Demonul și cu, știți, povestea cu Iov. Numai când Dumnezeu îi spune să dispară, dispari în spatele meu, Satana, numai atunci pleacă. Altfel, el nu dispare de acolo. El nu are memoria binelui. Nu este așa, părinte profesor? El nu are memoria binelui, deci nu are de ce să aibă scrupule sau milă. Problema este ca noi, ceilalți, să ne autoeducăm, să ne educăm odraslele și pe toți ceilalți să creăm opinie care să facă față acestei adversități. Opinia binelui. Nu cu adversitate și la noi, ci cu dragoste, cu iubire și făcând pe celălalt să înțeleagă. Și cred că iarăși un subiect, părinte drag profesor, care trebuie să nu scape din vedere, sper că în vara care vine să se aplece cu competența asupra manualului de religie. Și ne este întâlnit pentru aceasta, pentru că am auzit discuții pe acest subiect. Ca să nu mai existe nici măcar o singură remarcă, că știți că nu se potrivește manualul, că... Mă iertați. Ca să răspund la obiect întrebărilor adresate de laicatul imediat. Două scurte, sau foarte scurte remarci. Legea educației se va modifica după hotărârea Curții Constituționale din noiembrie anul trecut. Se modifică și camera decizională, în cazul nostru, va fi Senatul. Acum va conta capacitatea de influențare și de dialog a bisericii noastre și a celorlalte culte, astfel încât să fim auziți. Ca să dorim până la urmă. Să fim respectați, auziți, nu să ne impunem cu forță în punct de vedere, dar să spunem, practic, că ceea ce se întâmplă în România nu este un caz izolat, este european. Nu este doar o reparație istorică pentru ceea ce am suferit noi ca ortodoxi în perioada comunistă. Nu este o pretenție de hegemonie a BOR pentru perioada postcomunistă, ci este, practic, o constantă și este, a spune eu, o necesitate, așa cum întâlnim în multe țări membre ale UE. Deci, așa cum se face religia la noi, se mai face în Austria, în Germania, și vă spun cunoștință de cauză ca un om care, vrând nevrând, predau această materie numită metodica predării religiei. În Austria, în Germania, în Cipru, în Belgia și în alte câteva țări. Eu v-am dat câteva țări mai reprezentative și din punct de vedere economic. Ca să ajungem la concluzia că dacă ești dezvoltat economic, nu înseamnă neapărat că trebuie să fii ostil unei biserici sau religiei, în special. Să fii disprețuitor față de acei obscurantiști cu ghilimele de rigoare care studiază legea în școli. Și are și un mare semn de întrebare, rămâne în jurul acestei hotărâri a curții din noiembrie. Pe o speță identică, adică pe un caz perfect identic, Curtea Constituțională, în 2012, sigur că atunci Curtea avea cu tot o altă componență, că majoritatea membrilor sunt numiți de partide, Curtea a dat o hotărâre care avantaja cutele. Tot pe o plângere sau pe o sesizare a lui Emil Moise. În 2014, când componența curții era cu totul schimbată, s-a votat la limită 5-4 pentru această decizie de un vot. Și este absolut revoltător ca să ne treptățești
18 culte, milioane de adepți ai acestor culte, plecând de la situația particulară sau de la frământările a 2, 3, 4 ani. Da. Revenind la individual. Iată, minoritatea și-a impus punctul de vedere în detrimentul unei majorități covârșitoare. Să știți că la acele emisiuni care au fost difuzate la Realitatea TV, săptămâna premergătoare, date ilimită, mă refer la 6 martie, au fost câțiva invitați, unii foarte pertinenți, foarte convingători, și niciun format al unei emisiuni n-a fost întâmplător. Am aflat și eu asta destul de recent. Inclusiv acele clipuri publicitare, care apăreau diversi actori sau diverse personalități, au avut în spate o firmă profesionistă de publicitate și de filmare. S-a mers foarte mult pe caracterul emoțional al acelor clipuri. Și vreau să vă spun de... ca să nu scap din vedere... așa, de data de 6, de emisiune de la Realitatea TV, în seara de miercuri, pentru că vineri, 6 martie, practic, era data limită, în seara de miercuri a fost cea mai grea întâlnire, cea mai tare discuție în punctul meu de vedere. Pe de o parte, Emil Moise și Rămuș Cernea, pe de altă parte, părintele Constantin Ecola de la Sibiu, un om fantastic, un om fenomenal, unul din cei mai buni comunicatori pe care are Biserica Ortodoxă Română, vorbesc calitate de cleric, la ora actuală. Deci, părintele Constantin Ecola, un domn George Grigoriu, absolvent de teologie, Ecaterina Andronescu, sigur, cu toate apelativele, cu toate glumițele care se țin în jurul dumneaei, ea este pentru ortodoxie și pentru orată religie. Și persoana surpriză pe aici am fost ajung, a fost un domn pe care nu știam, dacă are existență, habar n-aveam până la ora actuală, până la respectivă, pe nume Gheorghe Iancu. Atenție, fost avocat al poporului și profesor de drept constituțional la Universitatea din București, la Facultatea de Drept. Predă această disciplină din 86. Și concluzia lui amară și dureroasă, știți care a fost? Că acea decizie a Curții din noiembrie este neconstituțională. Și a demontat-o cu argumente, exact. Cu... Și că membrii Curții au votat în necunoștință cauză, pentru că erau cu totul amatori în domeniu. În plus, a avut o atitudine cu totul surprinzătoare și cu totul șocantă, când la un moment dat i-a zis lui Emil Moise, când eu vorbesc cu dumneavoastră să scrieți. Luați notițe, exact. Pentru că eu predau disciplina asta de vreo 30 de ani și nu vă bateți dumneavoastră acum cu argumente. Știu drept că nu știți dumneavoastră filozofie. Așa este. Da. Și aia a fost, din punctul meu de vedere, unul din momentele cheie care a convins pe mulți părinți, sigur, care au urmărit emisiunea să semneze acele cereri. Revenind la problema laicatului, eu consider că mulți ani de zile laici au fost aproape neglijați. N-ați zice marginalizați, dar neglijați din câmpul misiunii bisericii. Repet, biserica n-ar fi nimic. Ar fi doar un club al elitiștilor sau oamenilor îmbrăcați în haine negre. Eu de multe ori zic și salopete negre, cum suntem noi. Da, pentru că de multe ori o facem și pe salahorii, dar și pe cei care pun acoperișul pe o casă, nu? Biserica n-ar fi nimic fără aportul laicilor, fără implicarea lor. Sunt anumite zone în țară unde laicii, și să mă ierte credincioșii din seara aceasta, nu sunt văzuți doar ca simpli contributori, adică donatori când se fac colecte, nu sunt văzuți doar ca simpli oameni care ajută la curățenia bisericii sau la pregătirea unor mese de hram, sau simpli oameni care trebuie să facă copii, că așa îi sfătui noi la economie, așa, și trebuie să-i aducă la împărtășit. Laicii sunt chiar voci pertinente și persoane foarte responsabile, adică consistente. În viața unei biserici contează foarte mult să respecti meseria celuilalt. Eu, de multe ori, ca preot, am avut și gândul acesta nedrept, de a crede că formația de cleric îmi dă și dreptul ca să știu mai bine meseria celuilalt. Și să cred că dacă eu sunt preot, o să decid mai bine decât într-o chestiune de specialitate, decât ar decide un arhitect, un matematician, să spun, sau un specialist în diverse treburi. E bine, știu că există biserici în România și în București, unde preotul se sfătuiește îndeaproape cu astfel de oameni, cu laici, când vine vorba de bunul ăsta al unei biserici. Și nu doar când vine vorba de frumusețare, de zidire, de construcție și mai departe. Da? Deci, acum am simțit și noi greutatea laicilor, pentru că, repet, stăteam la
letargia acelui procent radios de 86,6%, care din punctul meu de vedere, mi se pare oarecum exagerat. Adică între 2002 și 2012, vorbesc de cele două recensăminte, noi clamăm oficial că procentul de ortodoxi a rămas neschimbat. Deși plecările spre alte culte au devenit în ce în ce mai numeroase, sau deși procentul de indiferentism de oameni ostili bisericii iar s-a mărit pe anul. Plus cei care au plecat la muncă, foarte mulți. Da, și n-au putut să fie... Și care au plecat în străinătate la muncă. Da, da. Așa, când vorbeam, eu acum 20 de minute, când am în față, da. Părinte profesor, legat de ora de religie și de aceasta învățare de îndoctrinarea copiilor prin ora de religie, poate fi această amenințare fondată pe faptul că manualele de religie nu sunt elaborate corespunzător sau conform grupelor de vârstă la care copiii se află? Da, da, mulțumesc, mulțumesc. Da, tocmai că dezbaterile publice în loc să se centreze strict pe conținutul manualelor, pe prestațiile mai puțin fericite sau eficiente ale unor profesori, și acum deschid o paranteză scurtă, și spun că atunci când un profesor de religie este absenteist, și știu foarte bine, foarte bine ce spun prin cuvântul acesta, este fundamentalist sau este incompetent, nepregătit, atunci au loc cele mai multe retrageri de la ora de religie. Cele mai multe pierderi le suferim la aceste trei capitole. Închid paranteza. Atunci când aveau loc aceste dezbateri, foarte puțin s-au concentrat asupra manualelor. Și pot să vă spun că manuale care au dat cele mai multe convulsii, au fost cele tipărite până în 2007. Mai precis, celebru caz cu Vasilică, care s-a urcat pe o scară, a umblat la un pic de rândul nici. Dumnezeu, iertați-mă, dar cum poți să fii autor de manual încât să crezi că Dumnezeu îi trage scara lui Vasilică? Vasilică cade în gol de la 2-3 metri, ajunge în spital și în loc să se joace în vacanța mare cu alți colegi de clasă, el stă într-un pat de spital. Acel exemplu apare, sau mă rog, nefericit, dar absolut stupid, a fost reprodus de zeci și sute de ori în toate aceste articole și în toate dezbaterile publice. Pot să vă spun doar atât, că Patriarhia Română înaintează niște programe, niște propuneri pentru programele analitice. Pe baza propunerilor au loc discuții, Secretariatul de Stat pentru Culte își dă avizul, iar Ministerul Educației aprobă oficial acele programe. Pe baza acelor programe analitice, care sunt documente oficiale, se fac manuale de religie. Și pot să vă mai spun că Patriarhia Română, deși pe unele manuale apare cu subiect și predicat, să mă rog, în felul următor, Patriarhia Română nu este autoare de manuale. Sub girul ei este adevărat că uneori s-au făcut exagerări și s-au tipărit manuale. Numai că cele mai multe manuale au fost tipărite la editura Sfântul Mina din Iași. 80% din piața de manuale și de caiete este acaparată de Sfântul Mina, condusă de doi oameni, absolvenți de teologie, Corneliu și Camelia Munca. De Corint și de alte editori. Dar, repet, 80% așa. Problema cea mai spinoasă este, sau cea mai frumoasă, este că aceste manuale au fost scoase din uz începând cu 2009, când toate programele analitice de religie, de la clasa 0 până la 12, au fost complet schimbate. Că să nu uităm, în 2006-2007 a debutat scandalul împotriva icoanelor. Nu le-a mers. După aia, să dăm ora de religie afară de la liceu. Să rămân doar la ciclu primar și la gimnaziu. Nu le-a mers nici asta. După aia, hai să dăm un manual, cât putem. Tragem cu artilerie grea. Le-am mai mers pe aici și pe acolo. Hai să tragem un program analitice. Aici chiar că le-a mers, acelor detractori, întrucât noi ca biserică, într-un fel, a fost și momente de luciditate, noi ca biserică am fost obligați să schimbăm toate programele. Deci după 2009, toate programele sunt schimbate și acum ajungem la o constatare foarte amară. Pentru mine, ca tătic care are copilul cel mare în clasa 0, nu există manuale oficiale de religie pentru clasele 0-8. Există, în schimb, caiete. Da. Ajutătoare. Caiete speciale, editura Sfântul Mina și celălalt. Da. Patriarhia nu s-a implicat în tipărirea unor manuale. Că e de vina ei, că nu e vina ei, sunt alte... Asta e altă discuție. Numai că
Dacă acei atacatori ar ști că după 2009, deci aproape 6 ani de zile, manualele sunt cu totul perimate, cele pe care ei le acuză, sau anumite fraze, sunt cu totul depășite, că sunt scoase din us. Nu se mai studiază astăzi în școală după ei. Atunci, sigur că toți și-ar da seama de discursul lor absolut nefondat. Pe de altă parte, vă mai spun încă ceva. Știați că religia este prezentă în școala românească, adică în învățământul preuniversitar, din clasa 0 până în clasa 12, alături de matematică și de română. Deci doar aceste trei discipline sunt prezente practic în toate cele 13 clase. Da. Așa că e normal să fim invidiați, sau e normal să fim atacați. Știți? Dar nimeni nu lasează un atac furibund pe tema unor manuale de fizică sau de literatură română, unde se prezintă la nesfârșit Baltacu sau Mioriță, sau mă rog, teme care nu au aproape nicio relevanță astăzi pentru tânărul de 18 ani. După aceea, aduceți-vă aminte că a fost contestată binecuvântarea când s-au încheiat protocoalele de colaborare între culte, Secretariatul de Stat pentru Culte, Ministerul Învățământului. După aceea au fost expuse câteva exemple negative pe care ei le-au găsit prin țară, le-au scormonit și s-a făcut mult tapaj și au fost mult timp mediatizate. Și am auzit mai mulți că pe acest lucru, pe această nișă, vor insista în continuare. Deci, apropo că ați amintit la un moment dat, va trebui într-adevăr să fim foarte atenți, foarte serioși în recrutarea cadrelor. Sau în atunci când ierarhul dă binecuvântare, să o dea într-adevăr cu responsabilitate, cu multă seriozitate, cu profundă cunoștință de cauză, dacă mă pot exprima așa, fiindcă ei vor căuta să scoată în evidență în continuare asemenea exemple negative, că mai sunt în sfârșit, și atunci vor exemplifica, vor concretiza, uitați unde duce ora de religie, sau uitați ce face profesorul cu tare, sau uitați ce se întâmplă la clasa respectivă, la școala respectivă, unde predă un asemenea profesor. Deci va trebui foarte mult să fim atenți și pe acest aspect al resurselor umane în materie. O scurtă remarcă, revenind la cuvântul doctrinare care a făcut ravagii în mentalul public. Ora de religie egal îndoctrinare. Foarte mulți au luat acest sens în cel peiorativ, sau au surprins doar sensul peiorativ, adică cel de intoxicare, de propagandă, de spălare pe creier, de forțarea conștiinței și așa mai departe. Foarte puțin sau nimeni nu a surprins sau nu a înțeles, nu a știut de primul sens al cuvântului indoctrinare, care știți ce înseamnă? Învățătură. Inițiere într-o doctrină. De la... Deci cuvântul indoctrinare vine din franțuzescul endoctrinement, la rândul lui cuvânt francez care vine din latină, din latinescul in doctrina. In înspre, iar doctrina înseamnă învățătură, un set de valori. Da? Deci, ora de religie este îndoctrinare. Și mi-asum foarte bine această afirmație. În sensul că ea propune o inițiere în învățătura de credință, presupune o familiarizare, un fel de ABC al creștinismului ortodox, nu? Dar nu este îndoctrinare și nu în categorii cu majuscule, pentru că ea nu propune o spălare pe creier. Haideți să facem o comparație. Cartoon Network. Pronunț cu accent românesc. Cartoon Network nu produce traumatizarea conștiinței copiilor sau capacităților de înțelegere. Deși dacă dumneavoastră ca adulți de la 35-40 de ani v-ați uitat 10 minute la acel canal de desene animate, nu rezistați. Deci nici limbajul, nici personajele, nimeni se par cu totul și cu totul unele aberante. Deci, așa, schimburile de replici, cuvintele, ciudățenile acelea. N-au înțeles, da? Deci, acest canal, nimeni nu s-a trezit în România spunând, măi, fraților, la CNA. Cartoon Network traumatizează vocabularul, traumatizează posibilitatea lor de înțelegere. Nimeni nu s-a trezit în România spunând că celebrul roman, mai multe volume, Harry Potter, traumatizează conștiințele copilor. Sau romane din literatura românească, Baltacu, Ion al lui Rebranu, care are și scene dure. Mă iertați, nu? Cei care l-au citit cunoaște. Deci aceste romane nu traumatizează, dar în schimb, ora de religie, care este foarte benefică din multe puncte de vedere, dintr-o dată produce, atenție, tandemul, traumatizare îndoctrinare. Cuvintele nu au fost deloc întâmplătoare.
și au lucrat foarte adânc în mentalul unor oameni. Sigur că nici noi, ca preoți sau ca, mă rog, cât de cât specialiști în domeniu, nu ne-am așteptat la un procent atât de mare. Dar, repet, viitorul este deocamdată fragil. Apropo, să știți că ei au lucrat și lucrează cu specialiști, cu sociologi, cu psihologi, cu profesioniști în materie. Adică nu au făcut lucrurile într-un mod amatoristic, drept dovadă, că au ajuns totuși departe. De aceea și noi, în toate aceste împrejurări sau situații, sau la toate aceste provocări, trebuie să răspundem într-un mod profesionist, să angajăm și să implicăm profesioniști, sociologi, psihologi și alți profesori de științe ale educației sau de alte discipline, când e vorba să formăm echipe. Căci numai așa vom reuși să facem față. Că ei, repet, nu se vor opri aici și acum. Alte întrebări? Mă rog. Hai. Am două întrebări. Una legată de tot de educație. Am fost acum două săptămâni sau trei săptămâni la Valea Plopului cu consilierii bisericii și am făcut cunoștință și copiii de acolo. Și am văzut o mare discrepanță sau deosebire între băieți și fete. Pe de o parte, băieții, în jur de 20 la număr, care erau la gimnaziu, clasele 1-8, sau 5-8 erau 20, nici nu se gândeau să intre la liceu și erau foarte reticienți de a învăța sau nu vreau să-și continue studii. În schimb, fetele erau foarte doritoare de a merge mai departe în învățătură. La facultate, de asemenea. Când am intrat eu în facultate, erau cam 20% fete la noi în facultate și 80 băieți. Ce facultate? Electronică. Și acum am fost recent la un curs de anul întâi, unde erau mai multe fete decât băieți la cursul acela. Și acum vine întrebarea, de ce băieții sunt atât de reticenți în a învăța și fetele caută așa de mult de a învăța și a reuși în carieră? Păi tu de ce crezi? Tu de ce crezi? Păi ce beau și la băieți? Mingea? Ia. Și mai am? Ce zic mama? Bărbatul este mai comod, iar femeia este mai muncitoare, mai perseverentă. Stă în structura noastră umană, nu? Da. A primit răspuns? Și Ia mai zi. Și din cauza că au fost disprețuite în trecut. Cine? Femeile, da. Și acum vor să revină... Da, să se revanșeze, nu? Să recupereze. Așa credeți fetelor? Nu? De ce nu credeți? Da, e părerea lui. Tu ce zici? Eu? Da. Nimic. Tu nu zici nimic? Da. Și din punct de vedere ortodox, într-o familie creștină, cum este mai bine? Să muncească, să aibă serviciu ambii părinți? Sau cum era pe vremuri, femeia să aibă grijă de casă și bărbații... Mi-a răspuns un ofițer. Zice, părinte, înainte munceam singur și țineam 7 persoane. Acum muncim toți 7 și pot să mă țină pe mine. Deci răspunsul societății. Da. Deci înainte munceau bărbatul și țineau toată casa. Și am muncit toți din casă, poate să-ți să-mi țină. Dar asta se răspunde. Nu, stai să răspunde. Profesor? Dar are de completat ceva. Acum, dacă aș fi onest până la capăt, aș spune respect foarte mult ceea ce se face acolo. Îl prețuiesc enorm pe părintele Nicolae și nu mi-aș permite să fac nici cea mai mică speculații sau interpretare în legătură cu acest procent pe care l-ați dat. Părerea mea, cu o părere strict personală, plecând de la un caz izolat, nu putem generaliza. Pentru că am păcătuit. Doi. Poate acei băieți au deprinderi practice pe care unele fete nu le au și cred că ei se împlinesc în viață făcând tot felul de meșteșuguri. Păi, dar și a creat atelier, a creat...
Iar o fată se împlinește mai bine în viață, adică este mai bine răsplătită într-o profesie dacă ar urma niște studii superioare. Dar, repet, este un caz strict izolat și acum nu pot să mă lasez în tot felul de interpretări. Revenim la a doua chestiune. Iar eu vin să completez, iertați-mă, în momentul de față, de la Valea Plopului, avem studenți. 6 băieți, 4 fete. Deci procentajul invers. La liceu avem 21 de fete, 17 băieți. Ce vreau să spun că așa era în trecut. Adică acum, noi la facultate, generația mea, așa era. Dar vin... Adevărat. Și pregătim pentru bacalaureat 3 copii. 3, ai văzut poate pe Mădălina, pe Daniel și pe Bogdan. Deci o fată și 2 băieți. Și pentru admiterea la liceu sunt 7 în pregătire. Și vor merge mai departe cu toții și duce chiar la școală bună, la Văleni, la liceu. Da, da. Deci clasele 1-8 fac la Starchioști, în comună, în sat nu mai au decât clasele 1-4, datorită taberei. Dacă nu era tabera, se desfința școala cu tot. Iar clasele 1-8, gimnaziul fac în comună la Starchioști și liceul la Văleni. Ba mai mult avem deja copiii care merg la liceu la Ploiești. Dacă mai vreți să completați. A fost o completare. La doua întrebare, pot să răspund foarte simplu că, mai ales în vremurile de astăzi, nu există o rețetă de succes a unei familii ortodoxe. Fie că este ortodoxă, catolică sau atee, indiferentistă față de, diferentă față de valorile religioase. Poftiți? Da. Nu este o grilă, nu e o rețetă de succes, nu sunt niște puncte de bifal ca la școala de șoferi. Eu am trecut cam prin toate ipostasele. La un moment dat nu lucram nici eu, nici soția. În o perioadă de vreo 5 ani lucram mai mult eu. Și acum mă ține soția. Știți că într-o familie totdeauna... V-a ținut împreună. Da. Iubirea. Da. Iubirea care ne urnește. Exact. E un titlu de carte. Un titlu fantastic. Iubirea, nu care ne unește, care ne urnește. Ne urnește. Foarte frumos. Adică ne scoate dintr-o anumită letargie. Eu pot să vă spun... Nu, bine, dar ai secretul familiei creștine. Da, da, da. Important din punctul meu de vedere este ca să nu se neglijeze unul pe altul sau, Doamne ferește, să nu neglijeze copiii din cauza serviciului. Le spun unor părinți vineri la botez și fac ochii foarte, foarte mari că un copil nu are nevoie doar de dragostea părinților, ci și de dragostea între părinți. Aha. Și e foarte important. Și copilul să le ia chiar de capătat și să dă să le poate. Exact. Ca după ce un copil se naște, sau se naște 2-3, să nu se răcească dragostea între ei. E așa cum de multe ori se întâmplă că noi venim într-o cultură a sacrificiului. Noi ne sacrificăm sănătatea pentru copii, pentru patron, pentru părinți și uităm de noi înșine. Asta e cel mai grav. Plecăm în Italia. Da. Apropo, dacă aveți nevoie la un asemenea eveniment, fie cununie, fie predică, de o predică, fie cununie, fie botez, de o predică sau predicator, mai plastic, îl chemați pe părintele, că vă descrie exact și le spune exact așa, concis.